Bun venit pe canalul nostru! Astăzi o să vorbim despre ceva foarte important. Cum creștem și educăm copiii în lumea digitală de azi. O să vedem ce provocări și ce șanse apar din cauza tehnologiei. Cum să controlăm accesul la telefoane și tablete. Și cum să folosim tehnologia ca să fie de ajutor. Haideți să începem! Tehnologia e peste tot în jurul nostru. De la telefoane și tablete, la calculatoare și internet, copiii noștri cresc înconjurați de ecrane. Dar ce înseamnă asta pentru ei? Cum ne asigurăm că tehnologia îi ajută, nu le pune bețe în roate? Dacă o folosim cum trebuie, tehnologia poate fi de mare ajutor la învățat. Aplicațiile educative, lecțiile online și toate resursele digitale îi pot ajuta pe copii să învețe o grămadă de lucruri noi. De exemplu, aplicațiile pentru limbi străine, jocurile educative și filmulețele explicative pot face învățatul mult mai distractiv. În plus, tehnologia le oferă copiilor acces la o bibliotecă uriașă de informații, unde își pot satisface curiozitatea și își pot dezvolta talentele. Din păcate, tehnologia vine la pachet și cu probleme. Una dintre cele mai mari griji e cât timp petrec copiii în fața ecranelor. Studiile arată că statul prea mult cu ochii în telefon sau tabletă poate avea efecte negative, cum ar fi probleme cu vederea, obezitate și probleme cu somnul. De asemenea, există riscul ca cei mici să vadă lucruri nepotrivite pe internet sau să fie hărțuiți online. E foarte important să învățăm despre siguranța online și să instalăm programe de control parental ca să-i protejăm. Cel mai bine putem controla timpul petrecut de copii în fața ecranelor, prin stabilirea unor reguli clare. Specialiștii recomandă ca acest timp să fie stabilit în funcție de vârsta copilului. De exemplu, copiii sub 2 ani ar trebui să stea cât mai puțin cu ochii în ecrane, în timp ce pentru cei mai mari e important să existe un echilibru între activitățile digitale și cele din viața reală. E bine să avem un program zilnic, cu ore fixe pentru învățat, joacă, ieșit afară și somn. De asemenea, putem să încurajăm pe copii să facă și alte lucruri care nu implică ecrane, cum ar fi cititul, desenatul și sportul. Ca tehnologia să fie de ajutor, trebuie să învățăm pe cei mici să o folosească corect. Putem începe prin a alege aplicații și jocuri educative de calitate, care să-i ajute să gândească și să fie creativi. De asemenea, putem participa și noi la activitățile lor digitale, învățând împreună cu ei și discutând despre ce au văzut online. Astfel, nu doar că îi vom ajuta să înțeleagă mai bine lumea digitală, dar vom consolida și legătura dintre noi. Siguranța online e foarte importantă. Trebuie să învățăm pe copii despre pericolele de pe internet și să le oferim uneltele necesare pentru a naviga în siguranță. Putem începe prin a stabili reguli clare despre utilizarea internetului, explicându-le de ce nu e bine să ofere informații personale și cum să recunoască și să raporteze un comportament nepotrivit. Programele de control parental și urmărirea activității online a copiilor pot oferi un nivel suplimentar de protecție. Părinții au un rol esențial în ghidarea copiilor în lumea digitală. E important să fim un exemplu pozitiv, arătându-le cum să folosească tehnologia cu măsură. Comunicarea deschisă și constantă cu cei mici despre experiențele lor online îi poate ajuta să aibă o atitudine sănătoasă față de tehnologie. De asemenea, părinții ar trebui să fie la curent cu noutățile digitale și să-și educe copiii despre schimbările constante din online. Implicarea activă în educația digitală a copiilor noștri îi poate ajuta să devină utilizatori responsabili ai tehnologiei. În concluzie, creșterea și educarea copiilor în epoca digitală vine cu provocări și oportunități unice. Prin stabilirea unor limite sănătoase, promovarea utilizării constructive a tehnologiei și asigurarea securității online, putem transforma tehnologia într-un instrument valoros pentru dezvoltarea copiilor noștri. Vă mulțumim că ați urmărit acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe sfaturi și informații utile despre parenting și educație. Pe curând și să aveți o zi minunată!